Biblioteca Municipală George Radu Melidon a găzduit joi 1 septembrie o serată culturală de excepție care a început cu lansarea unei cărți de excepție intitulată Problema minții, traducere din limba engleză realizată de nemțeanca Gabriela Schmer. Acțiunea organizată în colaborare cu Fundația Culturală Arcadi Trofin este începutul unui lung șir de manifestări culturale care va fi găzduit de Biblioteca Municipală George Radu Melidon, care își propune să devină un centru de propagare a culturii autentice. Motivul pentru care v-am invitat să fiți astăzi alături de noi este acela de a descifra o problemă, problema minții. O carte apărută în limba engleză, The Matter of Mind, care astăzi are o versiune în limba română, grație doamnei Camelia Schumer, o prietenă recentă, dar înainte de a-i invita să vorbească despre carte, o să-l rog pe domnul Aurențiu Lan Reureanu, primarul de Roman, să vă prezinte salutul domniei sale. Este prima acțiune, să spunem, mai mare care se desfășoară în casa George Radu Melidon, Biblioteca Municipală, de la deschidere, de la inaugurare. Și salutăm această activitate. Dacă tot se punta despre ceea ce înseamnă ziua de astăzi, începerea anului bisericesc, să anunțăm că 1 septembrie este și începerea anului de învățământ. Recenzia cărții a fost realizată de medicul ieșean Dan Vlad Filimon și scriitoarea Violeta Lăcătușu. Nu voi face o recenzie a cărții pentru că nu ar fi interesant să fac recenzii cărților. Vreau doar să ridic câteva probleme care s-ar putea să vă trezească curiozitatea de a oferi intervale de timp mai lungi, meditație. Meditație în sensul de a zăbovi noi, cu noi înșine, intervale de timp rezonabil de lungi, în așa fel încât la întrebările și curiozitățile pe care le avem, să credem că am găsit și soluții. Acum la modă este Osho. Ați auzit pe toate canalele despre Osho, despre cărțile lui. Nu mă opresc, nu fac o prezentare acestor cărți, dar acest Osho, bineînțeles că este lăudat de un ziar din Londra, pentru că este considerat unul dintre cei 1000 de creatori ai secolului 21. El afirmă la un moment dat, bineînțeles că urmărește și el înălțarea noastră spirituală și iluminarea noastră, afirmă că deja creștinismul este mort, hinduismul este mort, islamismul este mort și că contează doar acea religie al cărei maestru e în viață. Serata culturală s-a încheiat cu un mini-concert de pian interpretat de elevii școlii de muzică Sergiu Celibidache, susținuți în pregătirea lor de Fundația Arcadi Trofin. Următorul eveniment cultural de excepție, anunțat pentru luna decembrie, va fi lansarea ultimului roman al scriitoarei Violeta Lăcătușu, membră a Uniunii Scriitorilor din România.